PSD Dâmbovița a strâns pentru un miting oameni din întreg județul. Protestatarii au scandalozinci prin care cereau demisia președintelui țării, a premierului, a guvernului și chiar a structurilor administrative locale. La miting au participat toți liderii social-democrați, dar și reprezentanții județenei acestora. Desfășurarea mitingului a fost una fără incidente, iar demn de remarcat este atitudinea șefului PSD Ion Stan. În timp ce colegii săi la nivel național au tot arătat cu degetul spre jandarmerie, Stan a apreciat la superlativ prestația jandarmilor târgovișteni. De altfel, cu câteva zile în urmă, jandarmii au fost înjurați de manifestanții aflați pe platoul prefecturii. Am avut o colaborare bună cu jandarmii și prin măsurile luate n-au incitat în niciun fel protestatarii, pentru că n-am acceptat să se pună nici garduri, nici să vină cu forțe care să incite populația acolo. Mulțumesc jandarmilor pentru colaborare. Mitingul PSD a fost unul autorizat. Președintele social-democraților dâmbovițeni s-a ocupat personal de organizare.